Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara a făcut publice noi date statistice din domeniul său de activitate. Astfel, în primele 9 luni ale anului 2021, ca urmare a implementării Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă, prin intermediul AJUFM Hunedoara, au fost încadrate în muncă peste 5.000 de persoane, dintre care jumătate sunt femei. Avem 5.167 de persoane care și-au găsit un loc de muncă pe primele 9 luni a acestui an. Din toate cele 5.167 de persoane, 2.552 sunt femei. Din acest total de angajați, peste 3.700, adică mai bine de două treimi, provin din mediul urban, iar circa 1.200 fac parte din rândul greu ocupabile. Cele mai multe angajări s-au făcut din rândul celor cu vârsta de peste 45 de ani, adică peste 2.600, iar în rândul tinerilor sub 25 de ani și-au găsit de lucru prin intermediul AJUFM Hunedoara aproape 900. Mai este de menționat și faptul că peste 10% dintre cei care s-au angajat în primele 9 luni ale anului în curs sunt absolvenții de facultăți, iar numărul celor cu studii primare sau gimnaziale sau chiar fără școală este de 2 ori și jumătate mai mare.